cum rămân în capătul meu de relație, care este un principiu foarte important în metoda Esperă și foarte util în relațiile noastre, ce înseamnă acesta? Tocmai pentru că relația este un organism viu care este întreținut de calitatea mesajelor care circulă, este esențial să pot să comunic rămânând în capătul meu de relație. Ce înseamnă asta? Vedeți, fiecare are câte un capăt. A rămâne în capătul meu de relație înseamnă să vorbesc despre mine în mod autentic. Asta înseamnă că atunci când vorbesc și spun lucruri, să nu le spun despre celălalt, tu n-ai făcut bine, nu e bine ce faci, mesaje de tip tu, ci mai degrabă să spun mesaje de tip eu. Când văd că treaba nu e făcută, nu mă simt bine, vorbesc despre mine și am mult mai multe șanse ca celălalt să mă audă atunci când spun vorbind despre mine, responsabilizându-mă la capătul meu de relație. Spun, contează foarte mult ceea ce fac în relațiile mele, ce aleg să fac în relațiile mele. Nu pot să spun copilului, de exemplu, ți-am dat o palmă pentru că m-ai enervat, tu ești de vină pentru că ți-am dat o palmă. Mă responsabilizez în legătură cu acțiunile mele, cu ceea ce fac, cu ceea ce nu fac. Sunt responsabil de ceea ce fac, de ceea ce aleg să pun în relație și sper să alegeți să puneți comportamente care se hrănească în mod pozitiv relație. Sunt responsabil și de ceea ce fac. Sunt responsabil, și asta mi-a fost destul de important de învățat, de ceea ce simt în interiorul meu. Pentru că al face pe celălalt vinovat, spunând din cauza ta, tu mă enervezi, tu mă faci să supăr, este absolut neadevărat. Pentru că ce se trezește în interiorul meu, suferința, durerea, starea plăcută sau neplăcută, nu stă la putere, nu în puterea celuilalt, nu are această magie de a mă face fericit sau nefericit, ci un comportament anume pe care îl faci, iată, poate avea un comportament, eu pot să simt bucurie sau, din potrivă, pot să simt enervare, furie. Sunt responsabil pentru ceea ce simt și spun ce simt. Iată ce simt eu când văd acest comportament întâmplându-se. Sunt responsabil pentru ceea ce cred, pentru ceea ce gândesc, pentru credințele mele și nu le duc celuilalt ca fiind ale lui sau ca fiind absolut generale. Dacă eu cred că pământul este plat, atunci să încep să impun această credință, cred că vă amintiți cam cum a mers în istoria umanității. Ceea ce cred e ceea ce mi-aparține mie, ceea ce eu aleg să cred, ceea ce nu este un adevăr absolut, ci este propriul meu adevăr. Și exprimându-l ca despre mine eu cred, am șansa să pot să pun în comun cu credințele celuilalt și să putem să ne respectăm. Sunt responsabil de ceea ce cred și, de asemenea, sunt responsabil de ceea ce primesc și dacă primesc în relație. Dacă primesc mesajele pozitive care vin, dacă primesc și comportamentele care nu sunt unele pozitive, ba chiar sunt toxice pentru mine, cred că este important să fim conștienți că nu suntem obligați să primim sau să rămânem la țeava de eșapament pe care o poate pune celălalt în relație cu noi. Iată, sunt responsabil de ceea ce spun, vorbesc despre mine, sunt responsabil de ceea ce simt, sunt responsabil de ceea ce fac, de ceea ce primesc și de ceea ce gândesc în relație, rămânând astfel în capătul meu de relație și propunând o relație sănătoasă celuilalt.